Despre alerte, poliția afla din alte surse decât apeluri la 902. Prima clădire verificată a fost una istorică de la intersecția străzilor Bănulescu, Bodonii și Columna. Zona a fost încercuită, iar 10 de polițiști înarmați și echipați cu veste antiglonți și căști au verificat clădirea minute în șir. Până la urmă, la subsol a fost găsită o geantă în care se aflau recipiente cu cocktail molotov, explozibil, detonatoare și alte obiecte folosite la fabricarea bombelor artizanale. S-a mai găsit armatură, artizanal făcut mânier la armaturile date, care pot fi folosite pentru devastarea clădirilor, ușilor, ferestrelor, împotriva oamenilor. Au fost reținute 3 persoane pe strada Columna 3, care s-ar putea să cunoască despre eventualele persoane care au plasat aceste materiale acolo. Ulterior, verificările s-au mutat pe strada București, în apropiere de Ambasada României. Acolo, oamenii legii au controlat o clădire aflată în construcție și în care se presupunea că există material explozibil. După minute bune, însă nu s-a găsit nimic. Totuși, cea mai mare cantitate de explozibil și cocktailuri molotov a fost găsită într-o altă clădire aflată în construcție, situată la ieșirea din oraș, în apropierea unui centru comercial. Au fost verificate primele telefoane care au fost găsite la strada Columna. Conțineau numere de telefon utilizate, deci nu în Republica Moldova, în afara țării. Unde mai exact? În ce țară? Federația Rusă. Urmează să facem cercetarea inclusiv deja a legăturilor, telefoanelor, ADN-urilor care au putut să rămână pe materialele explozive. Poliția nu știe deocamdată cine a pus pachetele suspecte în clădiri și nici de cât timp acestea erau plasate acolo. Cât posibil este pregătirea unor provocări în contextul unor acțiuni în masă care se preconizează în data de 5 iunie, în data de 7 iunie. Deci vom verifica și vom vedea, vom discuta eventual cu organizatorii acestor acțiuni din perioada respectivă să păzească, să fim protejați de o asemenea provocare. Toate locurile abandonate, toate clădirile nefinisate, toate beciurile, toate podurile caselor care sunt lăsate fără stăpân, să spunem, fără supraveghere, vor fi verificate masiv de poliție.